Bună ziua și bine v-am regăsit, domnilor și domnilor, într-o nouă ediție emisiunii Viața Satului Mureșan, într-o perioadă din aceasta, poate cu un gând sau cu o privire mai galeșă spre un concediu, o relaxare sau către un loc care ne aduce aminte de părțile acestea mai puțin implicate, mai puțin stresante, iar cu celălalt ochi spre locul de muncă pentru cei care probabil încă nu au ajuns în această perioadă a concediului. Așadar, într-o perioadă de trecere între două lumi, între două părți, unele mai relaxante decât celelalte, încercăm și noi astăzi să legăm oarecum sentimentele de glie sau glia, să o aducem mai aproape de dumneavoastră, cei care, într-un fel sau altul, spuneam, ascultând un cântec sau văzând un anumit lucru, vă aduceți aminte de lucrurile din care ați venit de acasă. De acasă și acasă vom merge și astăzi, o să vedeți că sentimentul acesta a conexiunii locului numit acasă cu locul în care își desfășoară activitatea invitata noastră va fi unul dintre subiectele noastre, însă pe lângă acestea ne vom aduce aminte și de perioada aceasta a gândurilor care zboară, a sentimentului că poți face orice, a unei veri care pare atât de lungi și a unei vacanțe mari care pare la fel de mare. Dar haideți să vedeți și cu cine încercăm astăzi să purtăm un dialog, să mai cântăm, să ne întoarcem la glia strămoșească cu nimeni alta decât Axenia Rozniciuc. Bine ai venit în țară, bine ai venit la Târgu Mureș. Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Suntem întotdeauna dorniși să aflăm sau să cunoaștem CV-urile invitațiilor noștri, motiv pentru care atunci când realizăm câte o emisiune, vrem ca în urma emisiunii să știm exact câteva detalii sau câteva repere din existența celui care a vrut să ne țină astăzi companie două ore la un pahar de apă deocamdată. Cine este Axenia Rozniciuc? Axenia. Axenia. Da. Deci, așa se pune în rusește accentul? Da, da. Axenia. Axenia. X. Eu sunt născută în Vișeu de Sus. Am făcut școala profesională și apoi liceu seral la Copșa Mică, județul Sibiu. Pe urmă, la un moment dat, m-am mutat în oraș, la Sibiu, și acolo am rămas până la plecarea în străinătate, din păcate. Din păcate, da? De ce din păcate? Pentru că ați plecat sau din păcate pentru că n-ați rămas? Aș vrea să subliniez asta pentru sărăcie, nu mi-e rușine să o spun și o spun cu capul sus, pentru că nimeni nu-și lasă țara și glia și cei dragi, și dacă mă emoționez, vreau să-mi iertați, pentru că merge foarte bine în țară. Pleacă pentru că are nevoie. Eu, de exemplu, am fost o fată foarte săracă și eu trebuie să-mi țin existența, să mă descurc cum m-a ajutat Dumnezeu și cum mi-a luminat Dumnezeu mintea. Și totuși, mergând pe parcursul acesta al vieții, pentru că viața nu înseamnă numai tristețe și aducerea minte de lucruri negative, bineînțeles, a existat la un moment dat în parcursul existențial, spuneam, un moment în care ați intrat în contact cu lumea muzicii populare, cu lumea muzicii tradiționale, cu tradițiile poporului român. A existat un moment, spuneam, în viață când ați descoperit că există această feliuță interesantă care vă face plăcere și cu ochiul, ca mai târziu să o puteți ataca din perspectiva interpretului. Când s-a întâmplat întâlnirea asta cu tradițiile și cu muzica tradițională? Dacă vă referiți la prezentul trecut, să zicem că în ultimii 5-6 ani, parcă dorul m-a pătruns mai mult. Legătura cu pământul, cu glia, era tot mai puternică. Emoția, probabil și urcând în vârstă, m-a legat foarte mult. Dar eu vreau să vă spun că eu am cântat întotdeauna de micuță și acolo, în străinătate. Știa toată lumea că eu când gătesc sau spăl, întind haine și așa, aveam concert pe balcon, în bucătărie, în baie, depinde ce făceam. Deci eu cântam tot timpul. Dar, de regulă, când întrebi un interpret, când te-ai apucat sau când ai început să descoperi lumea asta a folclorului, deci, la grădiniță, educatoarea mea m-a pus să cânt o cântare și a văzut că știu să cânt și de atunci am început să tot cânt. Pentru Axenia, când a fost momentul ăsta?
Aș putea să spun că mi s-a întâmplat și așa când eram la grădiniță, la școală, dar dragostea mea a fost dintotdeauna și eu am cerut la mama ca să mă dea la școala populară de artă la Cluj, că un verișor de-a meu, părinții aveau o stare materială mai bună decât a mea și a urmat școala populară de artă, pe urmă făcut, acum este un profesor de muzică, era, nu știu cum exact ce mai, cu ce se mai ocupă. Eu însă n-am reușit și am tânjit tot timpul, dar nu am vrut ca să renunț totuși. Am venit la școala profesională, pentru mine plecarea de la Maramureș la școala profesională era un vis care speram ca pe mai târziu să se realizeze și așa a fost un început, să zic. Plecarea de acasă a însemnat un, hai să zicem, o posibilă trambulină pentru o viață mai bună? Sigur că da. Dumneavoastră știți, deci nu ne ascundem după degete. Acum încă se mișcă altfel lemne, Vișeu, eu sunt de la Vișeu de sus, de pe Vasăl, de acolo, de unde trece Mocănița. Viața în munți a fost foarte grea. Deci noi am fost patru fete și suntem încă toate patru în viață. Din păcate, tata l-am pierdut foarte tânăr, mama a rămas cu patru fete să le crească și vă spun sincer că n-a fost ușor pentru ea, săraca. Și atunci plecarea de acasă a însemnat practic deschiderea spre o lume nouă, spre să noi zicem oportunități. Probabil că Axenia s-a gândit în momentul acela că ajungând într-un oraș cum e Medieșu, bine ați zis Medieșu, Copșa Mică, probabil că acolo vei putea să bazi la o ușă unde să poți să și cânti sau să te manifesti din perspectiva culturală. Și ai ajuns la Copșa Mică. Acolo ce s-a întâmplat? Dincolo de vremurile acelea în care rămâneai negru dacă stăteai afară. Da, dar cât a fost de negru, să știți că îmi aduc aminte cu plăcere, pentru că sufletele oamenilor înăuntru n-au fost negri, au fost suflete frumoase și mi-aduc aminte cu plăcere. Revenind la cântec, am cântat acolo la Casa de Cultură, la Copșa Mică, bineînțeles, organizații cu școala ce era pe vremea aceea. Am terminat școala, am văzut eu atunci o rampă, să zicem, în ghilimele, de lansare. La nivelul localității. Nivelul localității și nivelul meu de pe plan social, pe plan material. Și social, aș putea spune. De ce aș fi să mă ascund? Pentru că, vedeți, dumneavoastră, din toate timpurile s-a cam selectat oamenii și a fost, cred că și în ziua de astăzi, nu știu, dumneavoastră stați tot timpul în țară și puteți să știți asta. Poate m-am simțit așa înlăturată din unele puncte de vedere, pentru că erau niște pretenții, eu eram sărăcuță, nu prea aveam cu ce să mă prezint. Mi-aduc aminte la Mediaș la un moment dat și nu mi-e rușine asta să o spun, pentru că lumea are impresia că noi plecăm, cum zicea mama, Dumnezeu să odihnească, zicea, de buieci fac unii ce fac. Însă noi n-am plecat de buieci de acasă, am plecat de sărăcie. Și mi-aduc aminte de domnul Ionel Cioc de la Mediaș, care era la Casa de Cultură 1 Mai, Dumnezeu să-i dea multă sănătate. Și salut pe toți colegii pe această cale. Mi-aduc aminte... Da. Am lucrat și eu împreună cu domnul Cioc. Da? Ionel, da. Nu știam. Mi-aduc aminte cu mare plăcere în primul rând. Însă eu eram foarte orgolioasă, rușinoasă în primul rând și foarte orgolioasă. Și n-am vrut să spun că eu nu am niciun pick-up unde locuiam, nu am niciun radio măcar. Și domnul Ionel Cioc era impresar și avea mai multe funcții. Se ocupa, de fapt, de folclor. De folclor, da. Dânsul mi-a cerut ca să îmi fac un repertoriu mai bogat și să mai învăț și alte piese și îmi dădea să pregătesc. Piese din Maramureș sau piese din zona lor? Și din partea Târnavelor și din Maramureș, dar eu nu aveam, efectiv, nu aveam pe ce să ascult. Chiar dacă dânsul îmi împrumuta un disc, eu nu aveam pe ce să le ascult. Acum îmi vine să râd, dar atunci pentru mine era o tragedie.
Pentru că... Și duceați discurile acasă, fără să aveți unde să le ascultați? Da. Și venea înapoi. Și Axenia a învățat piesa sau piesele... Mă duceam la o fostă colegă de-a mea de serviciu, deja lucram. Și era cu familie și așa, și ei aveau o situație mai bună. Dumnezeu să-i dea sănătatea, nici ca pânzariu. Și ascultam la ea, mă lăsa închisă într-o cameră să mă pregătesc, să învăț și, bineînțeles, că atunci, fiind tânăr din zbor, deja mă pregăteam. Și încă, până acum, în ziua de astăzi, n-am avut tăria, să zicem, ca să-i spun domnului Cioc, domnul Cioc, de fapt eu n-am nimic acasă, pentru că stăteam la căminul de fete și acolo era cum era. Era ca și hotel, mergeam acolo, dormeam, ne găteam, mâncam, ne spălam, călcam și așa mai departe. Deci nu aveai nu știu ce condiții ca și cei care locuiau cu familia. Dar v-ați mai întâlnit cu domnul Cioc acum? Sigur, sigur, chiar m-am întâlnit în urmă, dacă nu greșesc, în urmă cu... În 2013, la sfârșitul anului, m-am întâlnit cu foarte mulți colegi de la Casa de Cultură de la 1 Mai, care au format alte cercuri de dansatori și soliști, bineînțeles că au trecut atâția zeci de ani. Dar mi-a făcut mare plăcere ca să-i reîntâlnesc și am vorbit cu ei ca să organizeze ceva, să ne întâlnim odată cu mai mulți din timp, așa, măcar cu un an înainte, să ne întâlnim din timp. Dar, din păcate, nu s-a întâmplat. Nu știu care au fost motivele. Eu am fost pregătită la orice ca să... Am înțeles. Care au fost primele piese pe care le-ai cântat în evenimente sau primele piese cântate în cadrul spectacolului organizate acolo unde s-a început activitatea? De exemplu, atunci cântam cântecele altor interpreți. Cum era? Care cântece? Nu știu ce am făcut la lume, era foarte în vogă. Frații Petreuș. Da, era, mie îmi plăcea foarte mult, Dumnezeu să odihnească, să eu așa o numesc și cred că nu o să mă contrazică mulți, Regina Maramureș, Tatiana Mihali. Mihali, da. Și... atât de mult... Cât așa auzi, Doru, că de el moare omul. Tot. Acum, mă rog să mă iertați, sunt și foarte emoționată. Tot ce avea ea, eu cântam aproape toate cântecele ei. Pentru că mi se potrivea vocea destul de bine la tonalitățile care dânsa le cânta. Bineînțeles că acolo, la Casa de Cultură, și făceau în modul lor, fiecare nu redau exact, pentru că știți dumneavoastră că la Maramureș e alt ritm și... Am înțeles, deci v-ați adaptat după sigur, ceea ce se putea, da. După ceea ce era posibil să se facă în respectiva locație. Eu astăzi v-am chemat ca să mai povestim despre amintiri frumoase. Vedeți, atunci când spuneam că și îngheroasă teiul și trandafirul și crinul și câte flori frumoase ori mai fi prin grădină, avem o altă senzație de libertate, senzația aceea că urmează o perioadă lungă, vacanța de vară, că suntem elevi, că nu suntem elevi, tot acolo tânjim spre acea perioadă de toropială în care timpul se dilată, în care avem alte trăiri, alte gânduri, nu avem atât de multe responsabilități, parcă vara e mai ușor de trecut dintr-o anumită perspectivă și parcă nu suntem atât de atenți nici la noi, nici la viața noastră în perioada de vară, pentru că e vara, e căldura, e soarele care ne dă nouă ceva în plus față de ceea ce avem în celelalte perioade ale anului. Da. Eu astăzi, pentru că veniți de departe, m-am gândit să pun în undă și să vedeți și dumneavoastră și cei care sunt acasă un obicei care se numește întoarcerea plutașilor, că tot vorbim de pădure, de lemn vândut și dus până în Zam, județul Arad, un obicei pe care l-am înregistrat cu ani în urmă cu formația de... cu ansamblul popular sau grupul folcloric Coronița din Solovăstru pe marginea Gurghiului, acolo unde s-a pus în scenă acest obicei al plecării oamenilor cu lemne, cu butuci de lemne făcut splută pe Mureș, la vale, în jos, și cu banii veniți înapoi, după aceea cu alt mijloc de transport normal. Dar de data asta vedem prima parte, urmând că după câteva discuții și o cântare, să vedem și partea a doua.
Să-ți plutași, să vie la Nistorel în drum, că așteaptă Ioana lui Petru să-i ducă la plute. Să nu băgați de jină că n-ați auzit doba. Ziua bună! Ei, oameni buni, eu-s chizașul de care s-o pomeni. Și am o dată cu primăvara. S-o pornit apile mari și putem să mergem cu plutile. Eu am vorbit cu domnii de la ZAM și am făcut cu ei o domneală să mergem pe Mureș să ducem bușteni de rășinosă. Ce ziceți? Ați vrea să veniți? Sigur că mere. Mere, mere. Da, uite, aici mea căzașule. Păi eu aud. Să le spui câți bani dai bărbaților ăstora, să știe și ei. A, păi, eu mi-am făcut o socoteală și la cârmaș îi dau 30 de lei pe zi. La ajutoare le dau 25, dar mie mi-ar mai trebui o socășiță să facă de mâncare. Viu eu dacă mă iei. A, păi, eu te ia, dar numai 20 de lei pe zi îți dau. A, păi prea puțin, păi ce fac eu cu 20 de lei? No, păi dacă vrei, dar bine, nu. Dacă nu, nu. Eu atâta pot să dau. No, păi de la alta, dar eu nu-ți vin pe 20 de lei. No, las de-i pașe, că așa îmi găsesc eu o jăbinșancă și te toi duș eu. Ia, că vin pe 20 de lei cu tine. Lasă, că apă mai povestim noi. No, lasă că povestim. No, bine mă, tizeșule. Eu știu că tu de pe urmă la oamenii ăștia ți-ai făcut o casă mare. Dar păi mi-e slobodile un pic la premândă la oamenii ăștia, că-s cu copii acasă și le rămâne vestă și doră nu li chiar așa de ușor. No, păi, amu, dacă tătii până acolo, uite, nici ce mă gândesc. Să vă dau și de mâncare. Și m-am gândit așa, să vă dau câte o mierță de fărină, de cucuruz, să faceți mămăligă. Și vă mai dau și un kil de slănină și un kil de brânză. No, nu așa, hai că mai mere. No. Apoi, bine. Mă, domnule dragă, eu-s femeie năcăjită cu o casă plină de copci, ce le-o-i da de mâncare până mie bărbatul meu de la plute? Apoi tăi o să mă gândesc la tăte? Apoi gândește-te, nu, no, uite ni cum facem, care aveți copii mulți, vă mai dau câte o mieță de fărină de cucuruz și un chil de brânză ca să aveți pentru copii. Și apoi dacă tătul mere bine și ne întoarcem sănătoși, când vinim înapoi, eu tomnesc joc și dau de mâncat și de beul la toată lumea pe gratis. Așa mai mere, nu? Nu, am înțeles? Ce ziceți bărbaților, bine? E bine, mere. Bă, fișori, eu mă gândesc că să merem, că prea mulți bani din altă parte nu-mi căpătă. Dar păi dacă și ăștia nu merem, atunci nu mi-a căpătă din nicărea niciun bani. E greu, dar păi am ușesc să facem nou. E hotărât și da. Merem așa. Da, merem în treaba noastră. No, apoi atunci eu zic să merem să ne luăm detajii și merem pe la casa neamțului. Acolo vă dau premânda, apoi ne-am luat pălugurile și ne-am duce în treaba noastră. Hai să merem. Hai da, să merem. Apoi că m-am gândit și viu cu voi și voi, că-mi plac no. Bărbață și de-aia. Atunci no, numai să faci mămăliga bună și să o învârți bine. Topcit. Drumul ierilor, până se merg bărbață să-și iaie premânda. Hai da, să cântăm doina aia frutașilor, ce ziceți? Hai să o cântăm. Hai da, să o cântăm. Tutufile din Plutaș cu plutile o vini primăvara și o luvață pada
să le mai cântăm ceva la bărbață ăștia până nu se duc. Apoi, hai să cântăm cu toți o melodie așa de drum bun. Apoi, să cântăm în munții Gurghiului, că tare mult îmi place cântarea asta. Da, hai, dar să cântăm. Hai să cântăm. Bine zici. Cântă puiul cuculului, și-așa cântă de cu jale, dă-mi frutile la vale, inima mea, inima mea mă doare. Mânșele focul de plute, mi-o adus năcazuri multe, mișor tineri s-a câmpat, inima mea, inima mea mă dore. Săptămâni urs la picioare, mergând-mă pe profesoare, murășul i-o regănat, sorile i-o mângâiat. Inima mea, inima mea mă dore. Și murășul câteodată inima mea, inima mea mă doare. Și fete fără drăguți, de nu-i orbi de mai mult. Inima mea, inima mea mă doare. Chiar așa cum se întâmplă. Mi-a plăcut, tare mult mi-a plăcut. Nu vă văd, dacă tot au venit jucuri, hai să jucăm un joc. bună, fetilor, femeilor, să ne vedem cu bine și cu sănătate. Hai să vă spui și eu ceva. Hai să stăm. Ia, nicopilul ăsta, fișorul ăsta, ne-l am un mere cu voi prima dată. Aveți grijă de el, săracul, că-i tinerel și să nu pățească ceva, că păi de pățăște ceva mă jertfă. Lasă-l, dă-i pașii, lasă-l numai pe mâna mea, că am eu grijă de el. Și când ți-a venit înapoi, ți-a venit bărbat, nu cum să duci amul. Bine, no, auzi, dragul mami, să asculte merg cu bine și cu Dumnezeu. Dumnezeu să vă ajute drumul. Hai, dar când așteaptă plutile. Hai, dar cum mergi? Dumnezeu să vă ajute. Thank you.
dor de acasă, dorule. Sâmbăta greu mă apasă, dorule. Duminica-i greu, dorul, măi, dorule, dor. Luni mă duc la Maramu, măi, dorule. Duminica-i greu, dorul, măi, dorule, dor. Luni mă duc la Maramu, măi, dorule. Dor de surori, de frați, dorule. Și de tăți oamenii dragi, dorule. Și de codru înfrunzit, măi, dorule, dor. Unde cu drag am horit, măi, dorule. Și de codru înfrunzit, măi, dorule, dor. Unde cu drag am horit, măi, dorule. Numai cu cum îngâna, dorule, pădurea era mea, dorule. Cucule, eu te-aș ruga, măi, dorule, dor. Veți să nu încânt sara, măi, dorule. Cucule, eu te-aș ruga, măi, dorule, dor. Veți să nu încânt sara, măi, dorule. Odată mi-ai cântat, măi, dorule, și m-am despărțit de sat, dorule. Veți să nu mai cânt păsără, măi, dorule, dor. Nu mai vreau să plec din țară, dorule, că-n străinții tăi amară, măi, dorule, dor. Nu mai vreau să plec din țară, dorule. Nu mai vreau să plec din țară, dorule. Că-n străini pitaia mară, dorule. Și apa pe care o bei, măi, dorule, dor. Țină lacrimi n-apoi, măi, dorule. Și apa pe care o bei, măi, dorule, dor. Țină lacrimi n-apoi, măi, dorule. Rudă hâdă sărăcie, mai trimă străină în lume. Multe case ai stricat, ai despărțit oameni dragi. Multe case ai stricat, ai despărțit oameni dragi. Dacă-ar fi să te blăstăme, românii plecați în lume, chiar-i topti, Doamne, ca țara,
iar de ca lumânarea, chiai topti, Doamne, ca țara, ai iar de ca lumânarea. Crudă hâdă sărăcie, de ce nu pleci tu în lume? Să mergi de păglia mea, du-te, Doamne, unde-i vrea. Să mergi de păglia mea, du-te, Doamne, unde-i vrea. Da, nici la dușmanul meu, măi, nu-i da, Doamne, ce-am dus eu, măi. Cât am plâns și am oftat, chita-n lacrimi am scăldat. Cât am plâns și am oftat, chita-n lacrimi am scăldat. De casă când mă prinde, inima-n mine-mi plânge, tremură carnea pe mine, dor de casă când îmi zine, tremură carnea pe mine, dor de casă când îmi zine. Și nu-mi găsesc liniște, că nu-s la casa mea. Și nu-mi găsesc liniște, că nu-s la casa mea. Dacă ar fi după dușmani mari în groapa fără bani, m-ar băga de zi în lut, că veci nu m-o suferi. M-ar băga de zi în lut, că veci nu m-o suferi. Să nu pot ieși vodată, să nu pot ieși vodată. Popârșe umnil ar coasă, cu puie de acele groase. Popârșe umnil ar coasă, cu puie de acele groase. Măi omule, măi nebune, măi omule, nu se fac groapă la nimeni, nu se fac groapă la nimeni, că poate ea luneca, singur în groapă-i pica. Că poate ea luneca, singur în groapă-i pica. Mai bine unde să bem, mai bine unde să bem, e-n cazuri
fiecare, la sonș perlă supărare, că fără la fiecare, mai bine unde să bem, e în cazuri să uităm, mai bine unde să bem, e